Cu siguranță a fi negociator presupune o încărcătură emoțională deosebită, care însă trebuie ținută sub control în momentele respective. Cum puteți să vă controlați emoțiile proprii, care cu siguranță că vă încearcă pe parcursul desfășurării unei situații de criză? Dar, într-adevăr, controlul emoțional vine dintr-o motivație puternică, dintr-o motivație intrinsecă, din dorința de a ajuta omul aflat în persoana, omul aflat în situația aceea limită. În acel moment te conștientizezi că tu ești persoana lucidă, că depinde în mare parte de cum gestionezi, cum temperezi frite și dezamorsezi situația. Persoana aflată în situații de criză are un nivel emoțional foarte ridicat în contrast cu rațiunea unde este jos. Rolul nostru, folosind tehnici de ascultare activă, scara schimbării comportamentului, este să reducem acel nivel emoțional, ca omul să fie mai rațional, să-și dea seama de pericolul la care se expune. Autocontrolul, de asemenea, trebuie îmbinat cu răbdarea, cu calmul personal, atenția pentru cele relatate de persoana de lângă tine. Omul în situație de criză are simțurile ascuțite. Nu poți să-l minți, nu poți să fii fals. Să empatizezi foarte mult. Omul te simte. Vă mulțumesc.